Mergem într-o zonă ce privește și fast fashion-ul, ca să vă dăm alternative. Bună dimineața, Rita Toma, bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ana Maria Prelipcean este invitata noastră, iată, m-am băgat și eu în gașca voastră de astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce se spune despre tine că ești foarte atentă la conceptul ăsta de fast fashion? Pentru că eu cred că moda nu se schimbă și că hainele pot să fie refolosite sau purtate în diferite combinații. Au început marile case de modă să facă lucrul ăsta într-o direcție vintage, adică să aibă și valoare de piesă pe statement. În toate marile capitale ale lumii se încurajează cumva readaptarea, remodelarea, recalibrarea. Exact, este foarte prezent trendul ăsta ce ține de sustenabilitate, ce ține de reciclare. Multe linii din astea care vin din deconstructivism, adică luăm haine, le modificăm, le întoarcem pe toate părțile, asta o să vedem și astăzi în colecția ei, pentru că exact asta face. Cu foarte multă creativitate reinventează piese vestimentare. Ana Maria Prelipcean se prezintă în câteva momente la Neața. Hai să vedem defilarea fetelor, ca să putem comenta direct pe ele. Rămăsesem cu gândul la ce făceau marile case înainte, după ce trăgea un trend și nu era atât de importantă industria asta vintage sau outlet, că știi că se distrugeau colecții întregi tocmai ca să nu le scadă valoarea de piață și era un dezastru ecologic cum se întâmplă și în zilele astea. Oricum, merge foarte mult în ideea de consum foarte mare și poluare în tot ce înseamnă industria asta fashion, da? Și tocmai de aceea, în ultimii ani, s-a mers pe sustenabilitate și reciclare foarte mult. Hai să comentăm exact ce poartă Ramona Ana Maria. Ramona poartă un set fustă și corset, iar mănușile vin în completarea ținutei. Se spune că în antichitate mănușile erau o idee de putere. Atunci când purtai mănuși, îți transmiteau o anumită stare, de și revenirea lor în modă. Se făceau și foarte greu. Se spune că regina Angliei nu purta de două ori aceeași pereche de mănuși. Alții care spun că era mai cumpătată, din contră, afirmă că nu, dar nici nu le dădea mai departe. Adică rămâneau undeva acolo, nu și-a înstrăinat niciodată din lucruri. Și le vedem mănușile în foarte multe colecții, reinterpretate de diferite lungimi, cu diverse aplicații. Le vedem și la rochii de seară, dar și la costume. Aici trebuie să ne explice dintr-o bucată ce vedem pe Gabriela. Este o salopetă din dantelă, este, da, dintr-o bucată cu mănuși și picior, iar sacoul este un sacou masculin cu revere din piele. Se poate adapta în mai multe ținute, inclusiv salopeta se pune cu o fustiță, se poate pune cu o fustiță și cu un top, sau sacoul se poate pune de zi cu zi deschis. Poți să îmbraci singură salopeta? Da. Adică n-ai nevoie de ajutor? Nu. Da? Dar mi-e greu cu o singură pereche de pantaloni, de seama aici. Indicat ar fi să ai ajutor. Indicat ar fi să avem ajutor. Bun, mergem la Mirela. Am văzut trendurile astea acum ceva timp, materiale din denim aplicate pe sacouri bărbătești. Înțeleg că s-a întors moda tot în direcția asta sustenabilității. Da, Mirela poartă un sacou bărbătesc, dar da, are partea de denim atașată. De aici vine și ideea de deconstrucție. Sunt niște bucăți dintr-o jachetă bărbătească din denim. Elida, lucrurile astea se pot întâmpla și la noi acasă cu ajutorul unei cunoștințe mai pricepute. Nu le aruncăm, nu le punem toate în niște saci, nu mai există asta cu armata salvării și, în general, am văzut în locuri ciudate din lumea asta munți de haine trimise în chip de ajutor cu care oamenii de acolo n-aveau ce să facă. Mai bine consumăm noi, nu? Mai puțin? Și, da. Decât să aruncăm și cu ajutorul unei persoane pricepute, poate, uite, facem niște aplicații. Cu imaginație, da, și cu siguranță că fiecare dintre noi are acasă mai multe perechi de jeans, da, de pantaloni din denim, de jachete din denim, de-a lungul anilor considerate în vogă, da, în trenduri și acum nu ne mai plac pentru că au ieșit, da, se consideră că au trecut moda lor, dar putem să le reinterpretăm în acest fel. Jocuri de alb și negru, de la ce ai pornit, Ana Maria? Este practic o dublă personalitate, sacoul fiind masculin, ideea de sacou masculin, iar în acest set avem și partea feminină, partea din spate. La fel, este un set din denim alb cu piele ecologică, neagră, și tot se pot purta și separat, adică dacă
alegi să-ți achiziționezi ținuta din două piese, poți să le pui și separat. Am înțeles. În aceeași ordine mondială a lipsei cruzimii față de animale, se folosește pielea asta ecologică, pielea ecologică, care de fapt este un material textil, nu? Este un poliester, de fapt. Poliester. Este un material din plastic obținut prin prelucrări diverse. Uh-huh. Unele chiar au și un miros specific, deci mare atenție să alegem acele materiale sau acele piese vestimentare care nu miros foarte tare a plastic, a petrol. Cu siguranță am întâlnit și chiar sunt magazine care vând foarte multe dintre aceste produse și în momentul când intrăm acolo simțim acel miros de plastic. Deci mare atenție când le alegem, uh-huh, să evităm. M-au distrat câteva imagini. Acum suntem într-o plină campanie de protest împotriva celor care folosesc produse din petrol, dar cei care au protestat au făcut niște acțiuni unde foloseau strict produse realizate din petrol. A fost foarte interesant. Să-mi spuneți dacă acestea au fost toate modelele noastre? Nu, mai sunt și alte ținute, dar durează nițel, având că în vedere că sunt ținute mai complexe, cu multe accesorii și se îmbracă poate puțin mai greu, okay, cred că nu zic greșit, atunci e nevoie de puțin timp. Oricum vom vedea o asociere de materiale, okay, multe materiale. Vedem tiul, vedem transparențe date de dantelă, de tiul, cum am spus, uh-huh, denimul pe care l-am văzut, pielea aceasta ecologică. Și aici dar și combinația intervenții asta de bluză cu tot cu mânușă se poartă de ceva timp și încă o dată întreb dacă te poți îmbrăca singur din așa ceva? Da, te poți îmbrăca singură, dar la fel, recomand, ar fi indicat să ai și ajutor. Dar te poți îmbrăca singură. Ce te inspiră? De la ce pornești atunci când începi să-ți creezi din lucrări? În general, pe mine mă inspiră femeia și personalitatea unei femei. În ținuta de față, pantalonul este dintr-o colecție de acum 2 ani, pe care îl vând inclusiv în perioada aceasta. Vreau să spun că eu piesele pe care le creez nu sunt pe anumite perioade de ani, de luni, de... Da, deci temporale, să le spunem. Le spunem atemporale ca să se poată combina ușor. E de recomandat să facem asta și în propria noastră garderobă, nu? Propriul nostru, da, exact, dulap. Atunci când ne achiziționăm niște piese, să fie niște piese statement și să n-aibă vârstă. Și de aici inspirația fiecăruia. Ce vedem aici? Este un pantalon din fâș pe care îl recomand să-l combinăm inclusiv cu Adidas de zi cu zi, iar topul este un top cu print, un print actual, care la fel nu are perioadă. Să spun că este de primăvară, se poate folosi în orice perioadă anului. Foarte actuale aceste crop topuri, dar atenție la siluetă, nu oricine poate să poarte astfel de decupaje și vedere către abdomen. Însă știu că tu faci și piese clasice, că am văzut costume clasice și cămăși, deci merge și în altă direcție, nu neapărat pe această linie permanent. Am înțeles. Iată și pe Ramona, ceva îmi spune că se simte foarte bine, îi dă un plus de superioritate, ca să nu zic altfel, tot piele ecologice sau... Este un latex. Care este combinat cu partea din denim. La fel, am încercat să-l duc într-o zonă mai actuală, el se poate purta și de zi cu zi deschis, într-o ținută de street style. Vă întrebați probabil de ce degetul mare, policele, da, este la vedere, pentru că Ramona zice vă doresc ok, da, și atunci arată semnul de ok, arată Ramona, vă doresc ok, dar și pentru neapărat scroll. Deci sunt convins că de aia ai lăsat ca să poată să scrolleze pe telefon. Doamne, înainte făceau chestia asta pentru arcași, știi, că le eliberau degetele astea ca să poată să țină săgeata. Acum pentru scroll, vedeți dumneavoastră? Se schimbă lucrurile. Cu stiletto sau cu sandale, nu? Merge foarte feminină ținuta, foarte feminin acest trench, deși are liniile acelea clasice și aici la fel mergem în zona feminină cu talia foarte marcată. La fel, da, este un sacou masculin și are talia marcată, se poate regla, are anumiți butoni în talie în care se poate regla dacă persoana respectivă este mai cu forme sau nu. În funcție de cât de viespe te crezi sau chiar ești. Am înțeles. Culorile, văd că nu te-ai aruncat foarte tare, mai tomnatice, combinații de alb cu negru, mergi safe, nu?
Da, pentru că merg pe aceeași idee. Dacă atunci când îți achiziționezi o piesă din o ținută din două piese, să le poți asorta ușor. Asta este ultima piesă, tot așa, piele ecologică? Da, este din piele ecologică și la fel o recomand inclusiv pentru bocanci de zi cu zi, cu un sacou masculin oversize peste și o poți purta cu bocanci sau cu Adidas. Din nou asimetrii, putem să accesorizăm această ținută destul de ușor, chiar și în zona gâtului, în zona capului, cu cercei. Și uite aici putem să punem accesorii colorate. Dacă simți nevoia de culoare, putem pune... Asta e adevărat. Culoare. Mulțumim tare mult, Mirela. Nu s-ar mai da dusă de pe scenă. Este calitatea ei în fiecare zi de joi. O alternativă la, la fast fashion este acest, putem să-i spunem, slow fashion, nu? Adică, putem să-i spunem, da. Mai ales că ea temporal... poate, orice piesă pe care am văzut-o acum, o poate aduce într-o altă colecție ca fiind o piesă nouă. Corect. Actuală. Actuală, folosim poate altă asociere de materiale, alte culori, deci liniștit putem să ne considerăm că suntem în trend, nu? Pericol cel mai mare este să ne plictisim de ținutele noastre, atunci se întâmplă cumpăratul ăsta compulsiv, dar iată că Ana Maria Predicean a venit cu o altă versiune la Neața. Vă mulțumim tare mult, fetelor, mulțumim tare mult și Elida Toma, ne revedem joia viitoare la Stil de Succes.